Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la interviurile Reperul TV. Sunt Aura Cristian. Invitatul meu din această seară este domnul Vasile Cristea, președintele Asociației Persoanelor cu Handicap Locomotor Sporting Club Galați. Bună seara și bine ați revenit la noi. Bună seara, să rămână, mulțumesc pentru invitație. Domnule Cristea, de mâine, de marți, adică începe una dintre cele mai importante competiții pentru persoanele cu handicap locomotor din țară. Este vorba despre Cupa Danubius. Ce se întâmplă în cadrul acestei competiții? Pentru că, de fapt, vorbim despre mai multe competiții. Ediția cu numărul 28 a competiției Cupa Danubius, care implică mai multe probe sportive. În primul rând, pescuit sportiv, apoi, tot la baza de agrement zăton, avem probe atletice, aruncări, suliță greutate, powerlifting, greutate din poziția culcat pe bancă specială și tir cu arcul. Invitați, n-am reușit să onorăm toate posibilele înscrieri, pentru că chiar și astăzi am primit telefon dacă se mai, și am zis, din păcate, nu se mai. Pentru că, totuși, vorba de locurile de cazare, repartizarea pe camere și tot, încercăm să facem tot să iasă cât mai bine și să mulțumim pe cei aproximativ 146 de sportivi persoane cu handicap. Vorbesc aici 146 din 18 județe ale țării și inclusiv Republica Moldova. Deci plus, este o competiție internațională. Plus cei care sunt din cadrul asociației noastre, din Galați. Deci nici la vreo 150 și... Peste 150 de persoane. Da, peste. Cât timp durează această competiție? Avem, mâine este sosirea participanților, miercuri deschiderea și pescuitul sportiv, concomitent probele sportive, într-o pauză de, ce am spus, suliță greutate, powerlifting, tir cu arcul, iar joi, de la ora 10 până la ora 19, biliard, pentru că avem și biliard care îi prinde foarte bine la persoanele cu handicap locomotor. Și o probă foarte solicitată, care dorită, de fapt, de persoanele cu handicap locomotor, este tenisul de masă și intenția noastră este, și acum e prima dată când spun acest lucru, ca anul viitor să organizăm un foarte puternic turneu de tenis de masă internațional. Avem prieteni foarte mulți și în Moldova și în Ungaria. Avem și acum, mă scuzați, chiar nu joc teatru, mă gândesc că am cunoscut și avem prieteni din Ucraina, care ne-am întâlnit la diferite competiții și cu îngrijorare chiar mă gândesc la ei, situația care este la ora actuală. Ei nu au putut să ajungă nici pentru această competiție, nici să vină. Nici nu s-a pus problemă, România. Dar mă gândesc dacă și cum mai sunt. Nu ați reușit să mai luați legătura cu ei? Nu am reușit să mai luăm legătura cu ei. Din nefericire, chiar mă gândesc cu îngrijorare la prin ceea ce trec ei. Da, din păcate. Această competiție, Cupa Danubius, despre care vorbim astăzi, se organizează numai la Galați sau ediția de anul acesta se organizează la Galați? Danubius este, cum să spun, înregistrat, brand Galați. Deci nici nu se pune problema. Cu ani în urmă se organizau competiții sportive pentru persoane cu handicap locomotor. Vorbesc de acum 15-18 ani. Chiar discutam cu celelalte asociații și cluburi sportive ale persoanelor cu handicap să încercăm să lăsăm o pauză de măcar 2-3 săptămâni între una și alta. La ora actuală au mai rămas cam vreo 5 competiții la nivel național. Dacă anterior, cum vă spuneam, erau și 8, 10, 11 competiții pe an, acum, din nefericire. Și lucrul ăsta mă doare îngrozitor, pentru că, din nefericire, sunt persoane cu handicap locomotor și sunt tineri care vor să facă sport și tot din nefericire nu reușim să-i aduci. Nu, ei doresc, dar nu au informația și aici trebuie să o spun public, pentru că în cadrul Comitetului Național Paralimpic avem pe cineva la
văr președinte de Comitetul Național Paralimpic, care îl interesează cu totul altceva decât să punem bazele piramidei, pentru că baza piramidei a început să se degradeze, în ghilimele fiind spus. Sunt vârfuri, într-adevăr, sunt de acord cu vârfurile care participă la competiții internaționale, la campionate europene, campionate mondiale, jocuri paralimpice, este foarte adevărat, dar ce facem cu baza? E vorba de bază. Și un exemplu concludent, o fetiță a unui prieten din Iași, care este și profesor de educație fizică și sport, persoană cu handicap, într-adevăr, a nevotat membru stâng, a cunoscut o fetiță cu malformație congenitală din naștere și are 16 ani. A clasificat-o, că să fac niște clasificări pe handicapul respectiv, a discutat, bineînțeles, cu părinții, vin vorba și de minor, așa. Părinții au avut suspiciuni la început, până l-a cunoscut cât de cât mai bine. La primul concurs, prima clasificare care a fost în Italia acum o lună și ceva, au mers și părinții ca să se convingă asta și au rămas foarte plăcut impresionați pe drumul care urmează să meargă fetița lor. Și este un lucru extraordinar. Și mai ales că are 16 ani. Deci are o perioadă de încă vreo 15-16 ani în față, care poate să facă atletism de performanță. Și prietenul care e fost campion paralimpic la săritura înălțime, în lungime și la 100 și 200 de metri, deci la alergări se pricepe foarte bine, a spus Vasile, are potențial, discutăm foarte multe lucruri, are potențial, vârsta este foarte bună ca să reușesc să o inițiez, să o perfecționez pentru aceste. Și astea sunt pentru mine, ăsta este marele câștig. Când mai apare cineva care socializează, iese și vede și altă lume, astea sunt medalia și cupa, au importanța lor, că rămâne acolo o amintire, dar la sportul paralimpic, mă refer, aici sunt când recuperezi un tânăr, o persoană care trece printr-o perioadă neagră și reușești să-l readuci pe linia de plutire, în primul rând, din punct de vedere mental, psihic. Că dacă reușești, acolo contează cel mai mult acolo să fie echilibrat. Da. Pentru că rămân sechile din punctul ăsta de vedere, vrem, nu vrem. Revenind puțin la Cupa Danubius, toate persoanele care vor participa la aceste competiții, pentru că spuneați că sunt multe probe, da, 4-5 probe, trebuie să fie legitimate la un club sau pur și simplu să facă sport, să-și dorească să facă sport, să aibă înclinații spre un anumit sport? Da, asta este motoul. Deci nu e neapărat să facă parte dintr-un club, pentru că nu s-a implicat cu absolut nimic Comitetul Național Paralimpic și nu poate să-mi impună mie să respect niște reguli. Da, respect regula jocului, regula probei respective, e adevărat, dar pentru înscriere este liber orice persoană, fizică, că aparține de un club, că n-aparține, că nu e nicio problemă. Dumneavoastră, parcă sunteți și vicepreședintele Comitetului Paralimpic. Am fost vicepreședintele. Ați fost. Da. Am renunțat pentru... Asta a fost principala cauză care v-am spus, pentru că eu am insistat să facem o strategie pe 4 ani, așa, între ciclul paralimpic, așa, să încercăm, a fost o ocazie nemaipomenită, un moment foarte bun, adică tot rău spre bine, cum ar veni, cât a fost perioada de pandemie. Aici se putea legătura prin sistemul electronic, cu tehnologia care este la ora actuală, cu inspectoratele școlare, cu primăriile localităților, cu consiliile județene, chiar cu prefecturile, care puteți, direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, care puteți și să te faci cunoscut ca Comitet Național Paralimpic și să arăți ce faci și care este scopul și care sunt obiectivele pentru care te-ai constituit. Nu, reușit să mișcați puțin lucrurile absolut acolo. Eu m-am retras pentru că tocmai asta a fost cauza. Mi-am depus candidatura la alegerile anterioare ca și președinte și am spus clar, nu ies și asta este strategia mea și dacă nu ies așa, bineînțeles că în cei 12 ani cât am fost vicepreședinte, din răsputeri, chiar cu eforturi deosebite, am încercat să fac acest lucru. Singura piedică care o spătea, cu influența care o are un președinte de federație asupra membrilor federației respective, implicit la noi
paralimpic, așa, a fost chestia că n-am reușit. Dacă nu ieți, nu, asta nu sunteți de acord, eu mă retrag și atâta tot. Și acum este pur și simplu o debandadă. Adică, să vă dau un exemplu, nu poți să iei într-o competiție internațională, chiar participare la Jocurile Paralimpice la Rio de Janeiro, o probă sportivă și să pui pe cineva să arunci aruncarea discului și să spui că a realizat baremul fără să fie într-o competiție oficială. Sunt campionatele naționale la Cluj în următoarea perioadă, așa, ne-a trimis invitația și probele, deci tu scoți în afară pentru că ești din Cluj și pentru că președintele Federației, Comitetul Național Paralimpic locuiești în Cluj, așa, ai trecut tot ceea ce sunt, dar n-ai trecut aruncarea discului. Da. Atunci, păi ce scoatem? Pe ochi frumoși, da? Nu suport așa ceva. Oficial, faci proba, anunți dinainte, uite, avem un test pentru, avem un loc, ai card la Jocurile Paralimpice la Rio de Janeiro. Care doresc categoria de handicap cu tare, care parte feminină, care doresc să vină să facem o selecție. Și atunci era cu totul altceva. Era transparent, se vedea totul absolut, este ok, este regulamentar. Așa nu, numesc pe Popescu Ionica că așa vreau că e de la Cluj. Și am întrebat, zic, dar ce rezultat a avut? Păi a avut 31 de metri și nu știu că. De acord, zic, cine a arbitrat, cum și ce fel? Până când a aruncat și a măsurat antrenorul. Hai să fim serios. Da, e păcat că sunt nedreptăți. Da, sunt și din astea. Din păcate și la noi se întâmplă lucruri de genul ăsta. Oameni care merită... Nu trebuie să înșelați și nu trebuie să păcăliți. Sigur că da. Oricine, nu numai noi, dar mai ales la noi. Cred. Eforturile sunt deosebite și fizice și materiale, financiare și mentale și tot absolut. Nu vă puteți închipa. Da, este. Sau cred că vă dați seama despre ce este vorba și dumneavoastră și telespectatorii. Da. La Cupa Danubius participă și copii sau este adresată numai adulților? Este adevărat de la 16 ani în sus. Deci, da. Adolescenți. Da, suntem undeva în... Dar pot veni însoțiți adulții și de copii, cred că... Avem ca o... Nu știu, ceva de recreere și șah. Și avem kinetoterapeutul de la noi, doamna Laura Bunea, care are o cunoștință, care are cunoștința respectivă, are o fetiță care se pricepe foarte bine la șah. Și chiar o aduce... Și asta este ceva foarte frumos. Avem studenți de la Facultatea de Educație Fizică și Sport care sunt voluntari. Este foarte important pentru noi ca și ceilalți să vadă ce facem noi. Și pentru copii este foarte, foarte, foarte bine și foarte frumos lucrul ăsta. Pentru că vezi ce se face și asta și atunci nu o să mai întoarcă capul după persoana respectivă. Da, trebuie să mai lucrăm cu mentalitatea oamenilor. În ceea ce ne privește, zic eu că suntem pe drumul cel bun. Suntem, într-adevăr, la începutul drumului. Nu. Ați observat schimbări în acest sens? Da, da, da. Asta este bine. În schimbările, la noi, cel puțin la Galați, sunt schimbări majore. Și asta și datorită foarte bunei relații, adică de parteneriat, pot să spun, nu un parteneriat neapărat oficial, dar în timp. Cu autoritățile publice și locale. Ce înseamnă primari, viceprimari, consilieri locali, președinte, vicepreședinte, consilieri județeni. Chiar nu avem niciun fel de probleme. Chiar v-au sărit în ajutor pentru organizarea acestei competiții? Competiția de anul acesta este susținută de Consiliul Județean, prin persoana domnului președinte Costel Fotea, care a spus asta la care trebuie să devină o tradiție, am văzut, s-au convins ce facem, avem invitați și sper să și ne onoreze președintele Consiliului Național de Monitorizare, domnul Butnariu, și avem invitat și pe deputatul Bogdan Matei, fost ministru al tineretului și sportului. Și dacă vin și dumnealui, în pauzile LD, așa, seara după, chiar sunt probleme, am mai discutat noi și la alte întâlniri la București și a spus, vă prezentați foarte bine, am auzit ce faceți, așa tot absolut, sunt convins, m-am convins de lucrul ăsta, dar asta trebuie să să ducă ca și un evantai la nivel național. Adică și alții sunt care apelează la noi. Orice relații, orice idei, împărtășim fără niciun fel de reținere, fără
învățăm din punct de vedere juridic, pentru că nu sunt informați. Avem omul cu cifre la asociație și cu partea juridică care stă foarte bine. Și aici, cu permisiunea dumneavoastră, iarăși devin de la subiectul principal cu Vadanobius. Am apreciat foarte mult atitudinea domnului primar Puchianu. Când au fost, s-a discutat în ședințe de Consiliu Local, gratuitatea transportului în comun pentru în comun persoanele urban. Cu handicap. Pentru pensionari, studenți, elevi, persoane cu handicap. Și la noi era aceeași chestie ca la ceilalți, 45 călătorii pe lună. Totuși, nu, e puțin previzibil ca să reușești să-ți programezi 45 de călătorii pe lună. Pot fi mai multe sau pot fi mai puține, e adevărat, dar totuși intervine neprevăzutul oricând. Și atunci, băi, totuși nu este ok. Ne-am întâlnit cu Asociația Nevăzătorilor Filiala Galați, domnul Ilieș, și cu Asociația Surților, doamna Ileana și Lungu, care e și interpretul mimico-gestual al surdomuților. Și am... nu este ok, nu este ok. Ce bază legală avem? Și aveam bază legală. Legea 448 cu modificări și completările ulterioare, care acolo spunea clar. Transport terestru, persoanele cu handicap grav și accentuat au gratuitate în transportul în comun terestru pe tot cuprinsul țării, indiferent de. Și atunci am cerut o întâlnire cu domnul primar. A fost de acord, din capul locului, de când am intrat, eram toți trei așa, ne-am dus documentat tot absolut și da, îi zic, uitați așa, 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 care e argumentul legal? Păi uitați, asta este. Dar ne-ați din capul locului. Dacă nu sunt informat cum trebuie, păi nu mă întrerupiți și îmi spuneți despre ce este vorba. Și a spus dumneavoastră, uitați așa, așa, zic, da, dar uitați aici așa. A luat, a văzut, ne-am dus cu... Aveți, pot să fac și eu copii la? Puteți să o luați, că noi avem în copiii noastre, nicio problemă. A văzut, a citit, bravo, felicitări. La prima ședință de Consiliul Local, revin și venim cu problema asta, care, de fapt, este legală și este totul absolut normal. Și s-a revenit și acum persoana cu handicap locomotor, și nu, persoana cu handicap grav și accentuat, are gratuit în Galați și pe tot... Toate mișoacele de transport în comun. Aceasta este cupa, dar nu este prima care se organizează după pandemie. Este bucuria mai mare, având în vedere că vă întâlniți atât de mulți, atât de multe persoane, 150 de persoane din toată țara, chiar și din Republica Moldova. Ce vă spun? Este indiscutabil o bucurie și așteaptă, abia așteaptă să ne reîntâlnim toți. Și asta se confirmă prin număr mare de solicitanți care s-au înscris. Noi am avut o perioadă de înscriere, bineînțeles că n-am reușit să o respectăm. Hai că uite, și ăla e de mult acolo, hai că uite, hai. Și cum v-am spus, chiar și astăzi am mai primit un telefon, chiar nu se mai. Poate, da. Da. Pentru că, într-adevăr, discutăm, socializăm, discutăm și chestii legislative, juridice, tot absolut, în afară de ceea ce este competiția sportivă. Sunt participanți cu care nu v-ați văzut încă dinainte de pandemie? Spre surpriza mea plăcută, este un cuplu, el și ea, amândoi cu handicap locomotor. El, de fapt, din Timișoara, ea din Iași, s-au cunoscut la aceste competiții sportive cu ani în urmă, au doi copii, și chiar mi-a spus, Vasile, vreau să vin neapărat pentru că nu ne-am mai văzut de vreo 12 ani. Vă dați seama foarte că mult timp a este emoții, da. A fost și pandemia. Acum, și chiar abia aștept să -i... Nu am trecut foarte bine peste pandemie și în cadrul asociației avem un coleg în scaunul cu rotile care avem un parteneriat cu o firmă de pază și protecție din Galați. Este angajat acolo, avem punct de lucru la noi, la asociații, chiar și-au făcut treaba foarte bine, n-am avut niciun caz de coronavirus. Așa, am trecut bine peste toată lumea și am fost ok. Mă bucur să aud aceste vești, dar astfel de competiții s-au mai desfășurat în perioada pandemiei, chiar și cu restricții? Sau aceasta este prima care se organizează de această amploare? Nu, este prima, da, într-adevăr. Am avut o adunare generală și la care am luat parte, cred că în 2019,
când totuși era grup restâns în aer liber. Și am făcut într-adevăr în București, undeva pe o arenă de tenis de câmp și mi-a venit și două terenuri de handbal. Dar a fost mai mult, ne-am întâlnit, hai semnăm și plecăm, ceva de genul. Deci să nu fiu corect să spun că n-a fost pur și simplu o dezbatere sau nu era nici timp și era totuși temerea asta care, sigur, când a chiar dacă era un aer liber. Precauți. Da. Cele mai multe dintre probe se vor desfășura la baza de agrement Zătun. Zătun, da. Acolo este acolo, punctul acolo principal. Acolo este, da. Cum stați cu pregătirile? În ce stadiu sunteți acum? Mâine trebuie să mai avem un agent economic care este aproape de noi așa și trebuie să mă duc să iau, să merg la locul de desfășurare și la hotel să duc ceea ce înseamnă apă, suc și deci să mă recunosc pentru seara festivă și bere pentru participanți, care ne-a înțeles și ne-a ajutat de fiecare dată. Deci va fi și o seară festivă. Da. Asta se încheie ca de fiecare dată și nu numai la noi, asta se întâmplă la toate marile competiții sportive, să fim realiști. Vorbim și despre premii? Da. Se vor acorda și premii, da? Premiile, da, la pescuit sportiv premiile o să fie oferite de Consiliul Județean, premiul 1, 2, 3, cel mai tânăr, cel mai în vârstă, așa, iar la celelalte probe, noi am mers, iarăși venim cu ineditul, din punctul ăsta de vedere, o să primească medalii, nici nu trebuia să spun, fiecare participant și diplomă fiecare participant. Și iarăși avem o medalie ceva inedit. Trebuie să recunosc, nu este ideea noastră și noi am văzut la altcineva și am zis foarte bună ideea. Este harta județului Galați. Ca și medalii, din plexi frumos, am cei care ne-au făcut, au aplicat și tricolorul și cupa Danubius Galați 2022, chiar este de efect, zic eu, și sunt convins că o să fie încântat toată lumea. Sunt și persoane care participă pentru prima dată la Cupa Danubius? La Cupa Danubius, da. Avem și persoane care participă prima dată. Un tânăr din Bistrița, care l-am cunoscut în ultima dată când am fost staționat acum, nici nu mai știu, și pandemia asta chiar ne-a depus-o la cu totul. Ne-am cunoscut în stațiune. Nu! Am fost în iarnă la schi la Vatra Dornei și acolo l-am cunoscut. Colaborăm foarte bine cu fundații din Buzău, care la rândul lor colaborează foarte bine cu fundații din Satul Mare, care au monitori de schi și care au monoschi pentru persoane dependente cu scaun cu rotile, la care m-am implicat și noi, în siguranță, cu șezut, cu tot absolut, și care ei dirigează, a fost o plăcere deosebită. A fost o vreme a anilor 60-70 când eram copil, așa. La un moment dat ningea perpendicular, fără să adi puțin vântul, așa. Cald raportat la zilele de iarnă. Foarte, foarte frumos a fost și acolo l-am cunoscut pe tânărul din Bistrița Năsăud. A văzut ce facem. Am mai discutat, a zis că a auzit ceva de noi, așa, mi-a explicat ce face tot altul. A fost handbalist de performanță, a jucat handbal de performanță, în urma unui accident cu amputații piciorul drept și a zis că vrea să continui. Are un fizic foarte, foarte bun, mai ales pentru aruncări, cred că merge foarte bine și eu îl văd în următoarele ediții la europeni, mondiali sau chiar paralimpice. Dacă, într-adevăr, e cineva care să-și înveți să-i arăte o tehnică de aruncare la suliță, la greutate, eventual la disc. Dar are fizic, într-adevăr. Amplitudinea braților, cred că e la aproape 1,80 m, 1,90 m. Nu exagerez. Și are trenul superior chiar foarte bine făcut. Scunoați că a făcut sport, da. Promite. Da, promite. Foarte mult. Care este cel mai fidel participant la Cupa Danubius? Păi întâia pe Anglica, cel mai fidel și cel mai îndepărtat. Lugojul. Maraton 93 Lugoj.
Dar aici a fost de la început, de când ne-am întâlnit prima dată, ne-am înțeles foarte bine, relații de competiții, relații interumane, deci foarte buni prieteni. Din nefericire, de acolo s-a dus cel mai bun prieten al meu, la care am instituit și de când s-a dus premiul Fair Play Emil Gama, așa, are cât? Vreo 5 ani de acum. Și am zis, ăsta rămâne cât se face la Galație, este și premiul. Și într-adevăr, merită denumirea aceasta Fair Play, pentru că a fost într-adevăr Fair Play, din toate punctele de vedere. Și ca prieten, și ca om, și ca sportiv, polisportiv, deci pricepea și la basket, și la tenis de masă, și la solist, și la greutate. A avut accident în timpul studenției, fost inginer amenajer hidrologic, ceva de genul ăsta, ceva cu apele, dacă mai țin bine minte. Cireșul căzut pe spate, fractură și a ajuns în scaunul cu rotile. A luptat și a revenit și s-a apucat de... Și de asta spun, da, Lugoșul indiscutabil, sunt primii și cei mai apropiați, cei mai îndepărtați, dar cei mai apropiați. Ce vă spun la telefon? Pentru că dumneavoastră ați vorbit cu fiecare participant, le-ați dat detalii despre competiții, despre organizare, despre tot ce înseamnă Cupa Danubius. Simțiți entuziasmul, nerăbdarea să vină mai repede la Galați? Indiscutabil. Pentru că condițiile meteo sunt schimbătoare, asta este singura temere, să avem vreme bună, cum a fost întotdeauna la Galați. Aveam cu ani în urmă, și trebuie să spun lucrul ăsta, am colaborat foarte bine, din punct de vedere al Messi, cu un alt restaurant, dar la 150 de oameni este mic, așa, și în ultimii ani s-a sărit mult peste 100 de participanți și îmi pare rău, și îmi spunea, acolo erau și chestii care puteam să le facem pe o terasă afară. Și îmi spunea mereu, domnul Cristian, ce faci? Uite, să anunț. Domnul, îi vă rog, domnul Savin, să anunță, o să fie, până noi când am terminat premiera și toate astea și toată competiția și când s-a terminat, la o oră două o să înceapă să plouă, o să bată vânt, dar până atunci o să fie soare, da. Și într-adevăr, parcă aș fi fost cel mai mare specialist în meteorologie, da. Aceste întâlniri pe care le organizați dumneavoastră nu sunt doar cu scop sportiv, ci și cu scop de socializare, nu? Până la urmă, da, se leagă prietenii aici, se spun povești. Se spun, se află povești, se spun, încep povești de dragoste. Încep și povești de dragoste. Păi aici, da? Efectul este din 92 ne-am înființat. În 92 a fost și prima competiție, deci ar fi trebuit să fie a 30-a competiție aceasta, dacă totul era ok. Din 92, la prima participare la Onești, era un club Atlas, așa îi spuneau, așa, alți prieteni vechi, din 92 la înființare și până la ora actuală, în datorită acestor întâlniri, în urma acestor întâlniri, așa, sunt la ora actuală, foarte repede pot vă spun că sunt 15, 18, dacă nu chiar 20 de cupluri care s-au format. Și s-au format gen Arad Galați, Lugoj Galați, Lugoj București, Timișoara Iași, cum am mai... Și care rezistă. Care rezistă, care au familie, au copii, au locuință, care unii dintre ei lucrează încă, alții au ajuns la vârsta la care am ajuns eu de pensionare și tot așa. Astea sunt marile câștiguri, trofee ale competițiilor respective. Eu așa le-am numit în permanență. Și de asta am spus cu acea bază a piramidei a sportului paralimpic. Plecăm de aici, pentru că sunt tineri, sunt cunosc situații și în cadrul asociației, care au reușit să, cum spune un băiat, pus ochii pe o față sau invers. Și din cauza și este conștient handicapului, are rețineri și nu reușește să facă pasul. Și e foarte important când aș găsești pe cineva asemănător și eu există și o chimie și atunci totul este ok. Dar este sportul un mod care vă ajută să vă integrați în societate, care ajută pe multe dintre persoanele cu handicap locomotor? Păi dacă nu este, dar din punctul meu de vedere, sportul este cea mai bună metodă de integrare a persoanei cu handicap în
în societate, fără reținere, pentru că la mine a fost, și trebuie să o spun, o spun fiecare dată și nu o spun cu regret. Eu sunt un caz fericit. La mine amputația a intervenit la vârstă când aveam 5 ani. Păi eu sunt caz fericit pentru că am ajuns la, de la 5 ani. Alții, când ajung la o vârstă mai așa, când realizează, eu copil fiind nu am realizat foarte multe, dar am reușit să mă integrez. Pentru că am și alergat și fotbal, și mers pe bicicletă, și în noto, și mărul de la mine din curte nu era așa bun ca a vecinului și sărea în gardul și astea, că sunt din curte, județul Galați, nu sunt crescut sau născut aici. Deci eu am trecut prin toate etapele astea ale copilăriei care, și n-am avut niciun fel de reținere din partea familiei. Am avut o familie și niște părinți care mi-au dat libertatea. Nu sunt, n-am fost singur și nu singur la părinți. Am fost 7 frați, așa. Și așa că deschiderea am avut-o din partea la toți. Au fost alături de mine și când a trebuit să mă ajute și când a trebuit să... Când a copilul... fost greu și când să vă susțină și atunci. Da, dar știți ce se întâmplă mai târziu? Probabil și temperamentul și asta. Am fost cei care i-am impulsionat și care am mediat micile începători dintre... Că la 7 vă dați seama că este greu ca să... Și copiii fiind siții în frău, cum spun, da. Fiecare. Și atunci interveneam. Ați fost da. Și mediator și mediator, psiholog. Da, pentru... să spun. Probabil și din cauza... Sau datorită... Datorită, cred că mai degrabă. Da, cred că mai degrabă datorită decât din cauza handicapului. M-am socializat chiar astăzi, am fost și m-am întâlnit cu un fost coleg de clasă generală și am rămas puțin surprins la discuția care am avut-o, pentru că a trecut printr-o perioadă foarte, foarte, foarte grea din cauza copilului și acum îmi pare rău că l-am întrebat. Probabil că nu trebuia să-l întreb. Și mi-a spus, da, a crezut că nu mai găsești pe altcineva la vârsta de 31 de ani. Cred că înțelegeți da. Substratul. Și am zis, Doamne ferește, zic, și dacă ajung să mă tării ca o rămă, nu renunț la viață. Chiar da. Merg înainte. Și chiar fac cu foarte mare deschidere și plăcere și atâta mă bucur în momentul când văd că cineva a făcut un pas, persoană cu handicap și nu numai, a făcut un pas în față și nu mai are acea reținere sau ridică capul și chiar mă bucur foarte mult. Mai avem un proiect care aici trebuie să menționez neapărat, un proiect care este susținut tot de Consiliul Județean, din fonduri europene, așa, ceea ce mi-am propus eu mai mult, de la țară fiind, cum am spus, și știu ce înseamnă și copilăria și adolescența și adultul de la țară și toate astea, așa, m-am gândit și la cei din mediul rural din județul Galați. Și într-o discuție cu domnul președinte, și trebuie să menționez faptul că ideea mi-a venit, era o discuție de pregătirea competiției. Și era la postul de televiziune Imperiul Leilor. Dar discutând efectiv la noastră, chiar în fracțiunea de secundă mi-am venit. Și zic, domnul regi, uitați așa, așa, așa. Zic, de ce să nu o recunosc? Eu aș face lucrul ăsta. Ce vreți să faci, domnule? Păi vreau să mă duc așa, așa, așa. Și poate convinc pe cei care sunt acolo să finanțezi un proiect pentru microbuz adaptat care să-i luăm pe cei din mediul rural și să-i aducem unde are nevoie la oraș, să-i ducem într-o excursie și tot. Deci chestii de integrare, e indiscutabil. Și mi-a zis vreau tot. Ideea este foarte, foarte bună. Dar noi ce suntem aici? Da, cererea ghidului de finanțare, am făcut tot absolut. Proiectul este aprobat, este aprobată finanțarea. Din cauza la ceea ce se întâmplă conductori, semiconductori, chipuri, microchipuri, auto și nu numai, și ceea ce influențează economic și tot da, așa, mai greu, mondial, da. Așa. Trebuia să finalizeze proiectul anul trecut în 15 decembrie, n-am avut nicio șansă. Bineînțeles că am luat toate firmele care puteau să ne ofere această achiziție, nu aveți nicio șansă, nu avem cum, nu avem cum. Act adițional a fost până în prima dată a fost până în decembrie anul trecut, 15 decembrie, ne-a dat o amânare. N-am reușit nici așa și acum urmează până anul ăsta, în luna
anul viitor, în luna iunie. Și până atunci reușeam, am luat legătura cu cineva și mi-a spus aveți posibilitatea dacă câștigăm licitația, așa, să vedem cum și ce fel, eventual pe undeva prin... Și vedeți că nici aici nu este concurență, că nu sunt firme care să fie dispuse să modifice un microbuz de marfă și să-l aducă la standardul de transport persoane dependenți ca un curotele. E vorba de accesibilitate, de lift, sunt mai multe probleme care trebuie. Și nu sunt foarte multe care... Da, pentru că sunt probabil foarte puține persoane și atunci nu este da, interes... Nu, nu să... solicită și nu există interesul de cererea pe piață. Exact, da. Și atunci unul se mai complică. Să înțelegem că anul viitor, din 2023, da, cel mai probabil în 2023, și persoanele cu handicap locomotor din județul Galați, da, deci din mediul rural, să meargă în excursii. Bineînțeles că o să luăm legătura cu primăriile care au așa ceva. Că un... Să aveți o evidență, o bază de date, pentru că e important. Suntem la început. Avem, nu în mod oficial, dar prin strimitem la fiecare primărie, să ne trimită numărul exact, cum și ce fel, solicitare înainte și solicitare la urgență, dacă este, domnule, uite, avem pe cineva care nu are altă posibilitate decât trebuie să ajungă în 3 ore din punctul A în punctul B. Aia a venit și rezolvăm problema. Probabil, asta este ideea. Probabil că multe dintre persoanele cu handicap locomotor din județ, din mediul rural, nu au mai ieșit de ani buni. Sunt convins de lucrul ăsta. Sunt absolut convins. Au nevoie pentru la un medic, pentru un referat, pentru evaluare grad de handicap. Sunt și grade de handicap și diagnostic care pot fi schimbați. Și într-adevăr, la amputație nu o să mai chemi nimeni acum pentru reevaluare. Dar sunt pentru evaluarea periodică anumite diagnostice care trebuie să verificați. Și atunci nu are posibilitatea să ajungă nu știu de unde, din nordul județului la Galați. Sigur. Și când este programat, programează și pe noi, poate zile înainte, am venit și am făcut treaba, îl ducem și înapoi. Cred că astea sunt. Da, e frumos să meargă și într-o excursie. Păi asta este. Să vadă marea, să vadă munți. Eu fiind trabantist din mulți, dintre cei câteva sute la început, așa, prin anii 85, așa, 85-95 cu Trabantul am vizitat absolut orice județ din țară și orice reședință din județ. Și implicit, bineînțeles, în traseu și împrejurimile, așa. Deci știu ce înseamnă România, ce oferă din punct de vedere turistic sau ce oferă la timpul ăla. Acum este cu totul altceva și sunt pași și aici, din punctul ăsta de vedere. Și îmi dau seama care ar fi efectul pentru cei din mediul rural care n-au ieșit și n-au văzut decât localitatea, câteva feți care le cunosc și altceva nimic. Și poate n-au ajuns nici la oraș. Aș vrea să știi și ei ce înseamnă o grădină botanică, ce înseamnă un muzeu, ce înseamnă un muzeu de istorie, ce înseamnă un muzeu de arte vizuale care probabil în curând o să taie pan, că creu să finalizeze și ala. Asta vreau să le vadă. Ce înseamnă să facă o trecere cu bacul. Așa? Sunt foarte mulți care vin din țară, așa, care au venit și la pauza aia după competiție, așa, fiind și cazați la hotel aproape de bac acolo, pe jos ceau la bac și treceau dincolo cu bacul. Era singura ocazie de a aluneca pe apă. Cum a fost la noi singura ocazie de a aluneca pe părtii cu schiurile. A fost un efect extraordinar. Pe final, domnule Cristea, dumneavoastră participați la Cupa Danubius? Da, eu particip la Cupa Danubius, dar la ce la pescuit nu mă pricep absolut deloc, așa. O să fie la aruncarea surliței, aruncarea greutăți, tir cu arcul și biliard, atât. Nu mai e ceea ce a fost. Am fost foarte activ și am fost promotorul și unul din pionerii sportului paralimpic la nivel național, așa. Dar condiția fizică, mai fac diferența 2022 minus 1957 și dă două cifre destul de mărișoare, așa că trebuie să. Dar insist și rămân la ideea și pe principiu că sportul este cea mai bună metodă de integrare a persoanei cu handicap în societate. Și face și casă aici bună cu dizabilitatea, parte... da? Poftiți? Face casă bună cu dizabilitatea, da, în cazul dumneavoastră. Și aici insist și aici în continuare cât
o să mai pot așa, o să mențin în permanență ideea asta, pentru că a avut și are efect. M-am convins de lucrul ăsta. Vă felicit pentru tot ceea ce faceți și pentru persoanele cu handicap locomotor și în general pentru tot ceea ce faceți și vă mai aștept aici să ne povestiți despre cum a fost la Cupa Danubius de anul acesta. Eu sunt convins că o să fie exact cum a fost sau poate chiar mai, dar mai bine nu cred că oricum, pentru că pot spune că a fost perfect din punctul nostru de vedere și asta vreau să menționez. Cred că la deschidere o să reamintesc participanților că și ei trebuie să facă la nivel de localitate, din municipiu sau chiar județ, să implice într-un mod din asta și dacă întâlnesc pe cineva, cum sunt persoane care fac parte din conducerea municipiului, a localității, a județului, cum avem noi la Galați, aici mă refer la ceea ce înseamnă, cum am spus, primării, Consiliul Municipal, președintele Consiliului Județean și Consiliul Județean, chiar o să aibă șanse de reușite. Dar cu diplomație și cu să dovedești că poți să faci ceva și că, într-adevăr, să văd niște rezultate. Și, într-adevăr, dacă s-a făcut și s-a oferit ceva, ai mers pe acea linie pentru care ai semnat, în ghilimele fiind spus, ai semnat din punct de vedere, în primul rând, moral, nu neapărat hârtia din punctul meu de vedere. Da, să văd prin semn. Finanțarea sau ce te-a ajutat, a mers și a atins, sau ai făcut tot posibil ca să atingi obiectivul respectiv. Dacă încerci să o dai, cum place mie să spun, o dăm după corcoduș, ai dat-o o dată, ai dat-o de două ori și pormă nu mai. Nu mai ies lucrurile cum trebuie. Așa este. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, și vă doresc o seară plăcută tuturor. Mulțumesc, Sărona.